Revenim la un nou clip aici la mine pe canal. Eu sunt Mihaela și astăzi, pentru prima dată la mine pe canal, avem un haul cu parfumuri. Țin să menționez că tot ce veți vedea în clipul de astăzi, pentru că este multe, nu sunt toate cumpărate din banii mei. Unele sunt cumpărate din bani primiți cadou de la soțul meu sau sunt primite cadou de la prieteni. Nu am inclus aici Aqualina Pink Sugar pe care l-ați văzut la mine pe canal, deoarece l-am prezentat în detaliu pe Instagram și am vorbit acolo puțin despre el. Este un parfum dulce, de ți se încleiază dinții, dar atât de frumos. Este un parfum fetițist, poate, pentru unii, mie nu mi se pare. Este un parfum pe care merge să-l porți în predominant în sezonul rece, deoarece are un sia și o protecție destul de mare, chiar dacă este o apă de toaletă, dar despre el o să vă vorbesc mai multe în clipul cu colecția mea de parfumuri. În prezent am două, pentru că am primit unul de la Natalia Constantin de 100 ml și unul de la o prietenă de 50 ml și am zis pe acelea să nu le includ. Astăzi vom vorbi doar despre restul parfumurilor despre care nu prea v-am vorbit până acum. Nu vi le-am arătat aici pe YouTube decât fugitiv și despre care nu v-am spus părerea mea. Și o să încep cu parfumurile care nu prea au nevoie de note, pentru că pe unele le știu din cap, unele sunt niște mirosuri destul de simple. Și o să încep să mă grăbesc un pic, deoarece mai am doar două linii la baterie. O să încep cu aceste două spray-uri de corp de la The Body Shop. Primul se numește The Body Shop Coconut Body Mist și arată cam așa. Le-am folosit o singură dată. Ideea cu el este că în magazin mi-a plăcut. Acum nu prea pot să zic că îmi place atât de mult, asta pentru că are un miros predominant de cocos și nu este unul cremos și lăptos, cum îmi place mie, și deloc dulce. Este un cocos foarte aproape de realitate, așa că cel mai probabil ăsta va părăsi colecția mea și va merge la o persoană pe care îl va iubi mai mult. O să-l pun acolo în partea unde țin parfumurile pe care vreau să le scot din colecție sau parfumurile pe care vreau să le fac cadou mai departe. În general, acestea merg la prietene și cunoștințe care nu se ofensează dacă le dau parfumuri pe care eu le-am încercat. Dar da, este un miros destul de natural de cocos, nu este un miros dulce, este într-adevăr lăptos. O să mă mai joc cu el să văd ce și cum. L-am folosit o singură dată. Mistul este unul destul de fin și este ușor de aplicat pe întregul corp. Pot să zic că îmi place într-o oarecare măsură, dar nu mă dau în vânt după el. Unul însă care îmi place mai mult decât acela este acesta, Japanese Cherry Blossom, sau, da, Japanese Cherry Blossom. Iau și un parfum din această gamă. Ăsta îmi place o leacă mai mult, pentru că este mai dulceag, este mult mai aproape de ceea ce îmi place mie. Este un floral dulce amărui care imită foarte bine mirosul de floare de cireș. Ăsta este fragrance mist, adică un spray parfumat, nu un body mist. Și are o persistență mult mai mare decât acela. Ăsta persistă undeva la o oră, două maxim, iar ăsta persistă undeva la 3-4 ore. Dar ăsta merge folosit în orice anotimp, dar eu o să-l folosesc cel mai mult la vară pentru că este lejer și ușor de folosit. Un alt parfum la care nu am nevoie de note este acest parfum de la Colabo, la care eu, din păcate, nu mai am cutia. Colabo este un brand care face parfumuri pe bază de ingrediente naturale. Acest parfum conține 98% ingrediente de origine naturală și se numește Colabo Oriental Ylang Ylang and Amiris. Este combinația dintre două flori, din câte țin eu minte, Ylang Ylang, o floare dulce, galbenă, cărnoasă, și amirisul. Deși este un parfum care eu spun că ar fi oriental, este un parfum destul de light și foarte, foarte potrivit pentru
vară din punctul meu de vedere. Acesta are un miros floral ușor dulceag de la Ylang. După cum vedeți și ambalajul este unul care duce cu gândul la ingrediente naturale, pentru că este unul reciclabil. Din păcate nu mai am cutia la el pentru că am aruncat-o. Dintr-un exces de zel am aruncat cutiile de la parfumuri. Ăsta este făcut în Polonia, are 36 de luni valabilitate, așa că o să am timp să-l folosesc. Este un ylang cu un pic de amiris, ușor dulceag, dar totuși lejer de vară. Mirosul lui persistă undeva la 4-5 ore, dar nu cred că trebuie mai mult pentru vară. Așa că acesta este colabo, ylang în amiris oriental, așa se numește. Ei mai au în gama asta mai multe parfumuri, dacă vă interesează, le găsiți pe eMAG. Dacă dați un search, din păcate notele lor nu se găsesc pe Fragrantica, dar în general, în denumirea parfumului aveți notele pe care acesta le conține. Un alt parfum la care nu îmi trebuiesc note, un alt parfum la care nu mai am cutia, este acest Passion Dance Dark. Este un parfum care conține floare de portocal, floare de cafea și santal. Este o apă de toaletă care nu are o persistență tocmai ridicată, dar l-am luat în amintirea tinereților mele și pentru că îmi plăcea mirosul destul de mult. Este un miros frumos, un miros mult mai frumos decât al Passion Dance-ului original. Am folosit cam până aici din el, sticla este neagră, îmi place mult mai mult decât originalul, are o notă dulceagă pudrată și îmi place destul de mult. Mai mult nu am ce să vă spun despre el, persistența lui este una mică, dar dacă vă tentează combinația de floare de portocal cu floare de cafea și santal, este una destul de reușită. Bun, hai să vedem ce mai avem pe aici fără cutie. Un alt parfum pe care l-am fără cutie și pe care l-am folosit seara, dar cred că merge mult mai bine vara, este vorba de acest Pur Blanca, Pur Blanca Essence de la Avon. Parcă vi l-am mai arătat, dar intră în holul acesta cu parfumuri pentru că l-am și purtat. Este un parfum pe bază de frangipani, nu pot să zic că mă omor prea mult după nota de frangipani, dar are frangipani și mosc. Din punctul meu de vedere este potrivit cam pentru orice anotimp, persistența lui nu este una foarte mare, dar atenție nu vă dați cu el seara, pentru că este un parfum care are flori albe și e ușor greoi de purtat seara din punctul meu de vedere. Ca și acorde principale are flori albe, mosc, lemnos, pudrat, floral, lactonic, animalic și vanilie. Este un floral lemnos moscat de damă, lansat în anul 2020. Creatorul parfumului este Harry Fremont. Iar nota de vârf este gardenia, nota de mijloc floare de chiar, iar nota de bază cașmeran. Este un parfum destul de, cum să zic eu, destul de cald. Nu știu sigur dacă l-aș vedea vară, spre deosebire de celelalte Pur Blanca, are o persistență mai bună, ci undeva la 5 ore pe pielea mea. L-am luat și surorii mele și îi place mai mult, dar îl țin în colecție că cine știe când mi se face un chef de el. Inițial îl lasem cu gândul de a-l folosi seara, l-am folosit de două ori seara, dar nu pot să zic că am un somn extrem de liniștit atunci când îl folosesc și prefer să mă duc pe bombonele și vată de zahăr atunci când mă pun la somn. Este o apă de toaletă frumoasă pentru cele care vreți să mirosiți curat și nu suportați parfumurile foarte tari. Pentru mine nu este chiar atât de wow. Următorul parfum la care am cutia de a arunca norișorul că mă enerva și mirosa plastic este vorba despre Ariana Grande Cloud. După cum bine știm, alături de Burberry Her este o copie, mă rog, o clonă a parfumului Baccarat Rouge. Însă, ăsta are o deschidere de pară, ăsta spre deosebire de Burberry Her are o deschidere de pară. Acum, ideea cu acest parfum este că îmi place mult mai mult Burberry Her. Înainte să am avut
Și mai am încă o miniatură a acestui parfum în formă de norișor. L-am adorat în momentul în care l-am mirosit. Am tot amânat să-l cumpăr și l-am cumpărat la un moment dat. După ce mi-am luat Burberry Her, anul ăsta mi l-am luat pe ăsta, Burberry Her mi l-am luat anul trecut. Îmi place mult mai mult Burberry Her pentru că este un parfum mult mai fin creat și are o notă de căpșuni și are note de căpșuni și de fructe de pădure. Ăsta are o deschidere de pare, are cocos, are și el același iz de zahăr ars, doar că din punctul meu de vedere nu este atât de bine lucrat. În momentul în care îl pulverizezi, lovește pur și simplu o notă de alcool. Persistența lui este una bunicică pentru un Ariana Grande. Pot să zic că îl simt aproape jumătate de zi. Este un parfum drăguțel, dar nu care să mă dea pe spate, având în vedere că înainte să-l iau, înainte să-mi iau varianta de 30 ml, mi-am luat Burberry Her. Pot să simt diferența și tind să cred că îmi place mai mult decât ăsta Burberry Her, dar este un dulce care merge vara mult mai mult decât Burberry Her. Burberry Her pe timp de vară, nu pot să zic, pe mine cel puțin, nu are un sigur și o proiecție foarte mare deoarece căldura îl domolește. În schimb, ăsta reacționează foarte, foarte bine pe vreme caldă. Nu este greoi, este într-adevăr un miros gurmand mâncabil, iar ca acorduri principale avem dulce, lactonic, vanilie și acorduri de condimente. Este un floral fructat gurmand, lansat în anul 2018, creatorul este Clement Gavory, iar el se deschide cu lavandă, pară și bergamot. În notele de mijloc avem frișcă, pralină și nucă de cocos și orhidee vanilată, iar notele de bază, musc și note lemnas. Este un parfum frumos, dar nu care să te dea pe spate și din punctul meu de vedere prețul pentru cum miroase parfumul este o leacă cam mare, dar mi-am făcut moftul, îl am în colecție, îl folosesc, dar nu este unul dintre parfumurile pe care l-aș recumpăra. Apoi, un parfum micuț pe care încă nu am apucat să-l port, l-am pulverizat doar pe mână și avem așa, Rituals Ocean... Rituals Ocean Infinite. Așa arată el. Inițial m-am dus după flori de Himalaya, dar mi-a plăcut mult mai mult ăsta. Ăsta e un miros, are un miros marin, acvatic, dulceag, care îmi place foarte mult cum miroase. Încă nu l-am testat la persistență să văd cum ține. Așa arată el. Iar rămas chestia asta, nu pot să o dau jos. Iar pe spate avem inclusiv prețul, 73 de lei, varianta de 15 ml. Ca și acorduri principale avem marin, musc, animalic, acvatic, florealbe, proaspăt, fructat, dulce, sărat, pudrat. Este un parfum floral de damă, lansat în anul 2018, iar în compoziție are la grămadă note de apă de mare, pare moscalb și lăcrămioare. E un parfum frumos. Este apă de parfum, un parfum frumos, din câte am înțeles ar și persista mult, încă nu l-am purtat o zi întreagă, o să-i dau o șansă mâine să văd cum persistă. Nu mi se pare neapărat un miros doar pentru vară, eu oricum port parfumurile oricând, indiferent de anotimp, chiar dacă iarna, toamna și iarna mă duc spre mirosuri mai grele, uneori sunt nevoia și de mirosuri ușor mai light. Dacă vreți să-l încercați, le găsiți în magazinele Douglas, nu în toate, eu l-am găsit în magazinul Douglas din San Plața. Îmi place mirosul și abia aștept să îl port și să văd și cum persistă. Este și dulceag, este și sărat, este și marin, și fructat. Este de toate. Următorul despre care vreau să vorbim este unul de la Oriflame pe care l-am primit de curând. Nu știu dacă m-am vorbit despre el. Hai să vedem... Este vorba despre Oriflame Infinita. V-am spus că eu nu mai cumpăr parfumul Oribon și Oriflame. Ăsta l-am primit cadou. Nu este... Este un parfum frumos, dulce, un fructat dulce. Așa arată și sticluța. Încă nu l-am purtat, să vă spun, sfiaș, persistență și așa mai departe, dar pe una peste alta mirosul îmi place. Doar că ce am observat la mirosurile parfumurilor de la Oriflame, cele care miros în general floral, fructat, duc cu gândul la detergent. Mi se pare ca un miros de detergent. Este un parfum frumușel, dulceag, care se pretează mai mult în anotimpul de primăvară și toamnă. Poate duce și spre iarnă, spre vară pentru mulți ar trebui să fie
putea să fie mult prea mult. Ca și acorduri principale avem citrice, vanilie, flori albe, ambrat dulce și lemnos. Este lansat în anul 2020, iar ca note de vârf avem mandarină, cumquat și piper roz. Cred că de la piper mă încep gândul la detergentul ăla, iar somie e în notele de mijloc, iar în bază vanilie, cașmeran și ambră. Iar bateria mea s-a dus pe roșu, pun un pic bateria la încărcat și revin. Ok, am încărcat bateria la cameră și am revenit, acum nu trebuie să mă mai grăbesc și mi-au rămas 3 parfumuri despre care urmează să discutăm, unul de vedetă și 2 de brand, dar nu branduri foarte scumpe. Așa că, haideți să trecem la treaba cu următorul parfum, care... hai să vedem unde e aici. Care este un parfum de vedetă? Știți foarte bine că iubesc parfumul Private Show de la Britney Spears. Am consumat o sticluță de 30 de ml, am început-o pe a doua de 30 de ml pentru că are un miros cafelicios, mâncabil, cu cafea, cu frișcă, cu mandarină, cu toate în el și care mie un am de dependență, un miros fructat, lactonic, cafelicios, gurmand, superb. Nu are rost să vă mai vorbesc despre el acum pentru că am luat și vă arătam asta într-un daily vlog, am luat și Britney Spears Private Show VIP, care arată cam așa. Nu pot să zic că sunt extrem de mare fană a vedetei în sine Britney Spears, doar că parfumurile pe care le-am mirosit de la ea chiar au mirosit foarte bine, iar acesta nu face excepție. Din păcate, față de Private Show normal, persistența acestuia nu este una tocmai mare. Așa arată și sticluța, pe asta o am la 50 ml, pardon. Așa arată ea. Hai să o și mirosim. Ah, miroase de vin, că este dat în cutie. Față de cealaltă, dopul vine cu o leacă de sclipopoci. Așa arată și sticla, iar parfumul este un floral fructat de vară. Din punctul meu de vedere este mai mult fructat decât floral. Eu nu simt flori în el, simt doar fructe. Și miroase absolut divin. Este un fructat dulce care îți lasă gura apă și duce ușor spre o fructă dulce acrișoară, poate o căpșună care nu e neapărat extrem, extrem de dulce. Hai să citim notele pe care le are parfumul, pentru că pe ăsta l-am purtat de 2 ori. Nu are o persistență la fel de mare ca Private Show normal. Private Show clasic pe mine ține undeva la 5-6 ore, ăsta ține undeva la 3-4. Sau probabil mă obișnuiesc eu cu mirosul și nu-l mai simt, dar cam atât simt eu. La acorduri principale avem fructat dulce, citric, tropical, proaspăt, violetă. Și să știți că da, are un inis tropical. Acum că îl miros mai bine, chiar are un inis tropical. Vai, da, e frumos și ăsta. Da. VIP Private Show de Britney Spears este un parfum floral fructat de damă. A fost lansat în anul 2017, nu ne spune creatorul lui. Iar notele de vârf sunt mango, portocale, sângerie și măr roșu. Notele de mijloc sunt violetă, floare de portocal și magnolie. Iar notele de bază avem semeură, ambră, mosc și notele noastre. E foarte frumos. E frumos de-a binelea. Și cred că o să mi-l las la îndemână să-l mai folosesc. Pentru că mi-am împărțit parfumurile în două, am dus într-un dulap unde nu e lumină și e frig, ce nu prea folosesc acum și în camera la mine am înțeles ce folosesc acum, dar e frumos și... Vai, îmi place, îmi place mult. Îmi place și ăsta, păcat că nu persistă foarte mult, dar hei, va fi aplicat. L-am luat de pe Parfumo, v-am arătat într-un daily vlog, nu mai știu cât a fost, undeva la 40 ceva de lei, 50 de mililitri, super mișto și ăsta. Chiar îmi place. Surprinzător, chiar îmi plac parfumurile de la Britney Spears. Mai vreau să mai încerc Midnight Fantasy pe care și l-a luat Luminița Avram de curând și o să se tot schimbe umbrele de pe fața mea. Următorul, hai să mergem cu unul de brand care nu este tocmai scumpicel
Și este o apă de toaletă. Stați așa. Că m-am dus pe altceva. Și vorbim despre gel sedativ. Este un parfum pe care l-am comandat împreună cu următorul parfum pe care o să vi-l arăt. Pe asta l-am purtat aseară, pentru că, mă rog, ieri după masă, pentru că pe la vreo 6:30 mi-am făcut baie la cap și după ce am ieșit din duș le-am folosit. Așa arată și sticla. Toată lumea zice că e de toamnă, că e vanilat, că e nu știu ce, eu simt doar pere. Ce simt în el? Sunt pere, un miros fructat, frumos. Într-adevăr, poate să fie relativ de toamnă mirosul ăsta de pere, pentru că perele sunt de toamnă, are un miros de pere zemoase. Persistența lui este una de 3-4 ore, dar vara nu cred că va fi o problemă. Eu îl folosesc și acum, când n-am nimic împotrivă. L-am folosit, nu m-a deranjat, este un miros fructat care mie îmi place. Nimic de reproșat în privința lui. Am o variantă de, cred că, 50 de mililitri. Da, 50 de mililitri. Puful este unul foarte fin și asta îmi place foarte mult la el. Te lovește un miros de pară, din aia de toamnă, suculentă. E divin. Iar la acorduri principale avem flori albe, fructat, vanilie, lemnos, citric, dulce, ambrat, proaspăt, condimentat, pudrat, balsamic. Pe cuvântul meu, dacă îl simt balsamic. Nu o simt niciun balsamic. Pentru mine e un fructat. Atât. Gel Seductive de la Gel este un parfum floral fructat de damă. A fost lansat în anul 2010. Creatorul acestui... Ai 11 ani? Oh! Creatorul acestui parfum este Veronic Nyberg. Iar notele de vârf sunt pară, bergamot și coacăză negre. Notele de mijloc chiar sunt mie floare de portocal african și rădăcină de stânjenel. Iar în bază avem vanilie, cașmeran și olibanum. E frumos. Merge inclusiv vara, credeți-mă, așa arată sticla, merge inclusiv vara pentru că are deschiderea aia destul de fresh, florile din mijloc nu sunt niște flori atât de greoaie, sunt niște flori ușoare, drăguțe, iar baza de vanilie e blenduită bine, adică nu pot să zic că simt vanilat sau că ai vers pe perete. Ăsta, din punctul meu de vedere, este un parfum de zi cu zi. Nu pot să zic că are ceva special, dar aveam nevoie și de parfumuri care să n-aibă ceva special, pe care să pot să întind mâna, să zic poc, 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 mă dau cu ăsta și am plecat, am ieșit pe ușă. Face parte din acea categorie pentru mine. Unii îl consideră sexy, gurman, eu nu simt nimic din chestiile astea. Mi se pare un parfum de zi cu zi. Foarte bun de zi cu zi, nu văd care avea ceva sedactiv, că ar fi să te facă o pisă sexy și rea, nu intră în acea categorie de parfum, cel puțin nu pentru mine, dacă pentru voi intră, e bine de știut. Pentru mine nu intră în acea categorie, e un miros ușor de purtat, un miros pentru orice anotimp, persistența lui este una micuță, 3-4 ore, dar nu contează pentru că îl reaplic. Și ultimul parfum despre care vreau să vorbesc. Hai să vedem. Este vorba despre It's Kada Celebrate Now. Așa arată el. N-O-W. Este o apă de parfum de 30 de mililitri cu vaporizator, iar pe spate scrie Celebrate Nature of Woman. Așa arată. Este un parfum foarte drăguțel din punctul meu de vedere. Un parfum cu scorțișoară. Așa arată și sticluța. Este un parfum cu scorțișoară. Pentru mine miroase a măr cu scorțișoară. N-are măr, din câte știu eu, scorțișoară are. Miroase a măr cu scorțișoară și nimic mai mult. L-am purtat într-o zi, doar că mi s-a părut că nu ar persista.
Acum o să-l mai port, pentru că am apa de toaletă de la Escada Summer Festival din 2021, iar apa de toaletă ține pe mine o zi întreagă, nu vă exagerez. Ține pe mine o zi întreagă. Da? Ăsta mi s-a părut că nu ar ține atât de mult. O să mi-l mai dau acum aici pe mână. La fel, și ăsta are un vaporizator destul de fin, capacul din plastic. Prețul nu este unul foarte mare. Dar da, mă, mi se pare că miroase a măr cu scorțișoare. De fapt, am vin fiert cu scorțișoare și puțin măr. Cam pe acolo mă duce. Hai să vedem ce fragrantica despre Escada Celebrate Now. Ca acorduri principale are vanilie, cal condimentat, floral, scorțișoare, citric, dulce, ambrat. Escada Celebrate Now de la Escada este un parfum ambră floral de damă, adică mai bine zis oriental, na, mi se pare nici bătut, dar în fine, am fost lansat în 2017, nota de vârf este ghimbir, nota de mijloc este magnolia, notele de bază sunt vanilie, scorțișoară și boabe tonka. Eu v-am zis ce simt în el, simt un măr, ca și cum ai rade un măr peste care pui scorțișoară, cam asta este ce simt în parfumul ăsta, chiar dacă nu are măr. Dar da, este frumos, este, aș putea să zic că intră neapărat în ambră vanilat sau în ambră în oriental. E mai mult un fructat condimentat, așa. Nu e greoi, siajul nu este un ieșit din comun, din punctul meu de vedere, chiar dacă teoretic ar merge toamna, nu știu dacă merge neapărat toamna. Ar merge, nu zic, nu, oricum trebuie să mă mai joc cu el, nu am încă o părere formată în întregime despre acest parfum, nu pot să zic că... Wow, am o părere de dau pe toată lumea pe spate cu el, pentru că l-am purtat o singură dată, l-am mai pulverizat pe mână, pe mână mi s-a părut că ar ține, când pe mine nu l-am mai simțit, e posibil să mă obișnuiesc eu cu mirosul. Ca și proiecție și siaj, nu are unul foarte mare, este un parfum care stă destul de aproape de piele, nu e sesizabil. Da, da, e un parfum frumușel pe care o să-l port, o să-l consum și nu o să îl, nu o să-l recumpăr, din păcate. Pentru că nu mi se pare că ar ține atât de mult încât să zic că îl port. Adică să-l recumpăr. Mi se pare că sincer ține mai mult apa lor de toaletă sau Escada Summer sau Escada Flor del Sol. Țin variantele astea cel mult mai mult decât ăsta. La fel și pe ăsta o să-l țin pentru primăvară cel puțin, pentru că teoretic ar fi un miros de toamnă, practic nu se simte. Și dacă nu se simte, prefer să-l țin pentru anul, timpul de primăvară. Poate atunci se simte mai bine. Oricum am început să-mi adun parfumuri care sunt floral, fructate sau gurmande sau în general cu fructe, pentru că mie astea îmi plac, să aibă și o tentă mai dulce. Cam astea ar fi și achizițiile și parfumurile primite din ultima vreme. Sper că v-a plăcut clipul. Aștept să-mi lăsați în comentariu voi ce parfum v-ați cumpărat recent și părerea voastră despre el, pentru că așa mă mai inspir și eu de la voi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like, nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram, o să vă las în descrierea acestui clip atât contul meu de Instagram cât și pagina mea de Facebook. Noi, dacă nu v-ați abonat până acum la acest canal, nu uitați să vă abonați și noi ne vedem cu mult, mult drag la următorul clip, care habar n-am despre ce va fi, pentru că în ultima vreme îmi vin ideile așa într-o licărire de moment și atunci filmez. Bun, încă o dată mulțumesc pentru vizualizare, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să-mi arătați asta, abia aștept să vă citesc în comentarii și ne revedem cu mult drag la următorul clip.